Unde mergem? La bărăceală, copii! Yeah! Haide! Haide! Dar oare este descuiat? Se pare că nu-i nimeni. Gata, am văzut! Ce-i acolo? Îți explodează creierul. Mergeți să vedeți ce este în interior. Hei, lăsați undițele! Eu am văzut aici o căbănuță. Mergeți să vedeți ce este în interior. Aici de acolo? Da! Haide! Haide! Eu am văzut cel puțin trei aici. Hai, Nadi! Ei, mai încet pe scară cu picioarele. Nu trupăiți. Să nu fie cineva în casă. Este o căbunuță din lemn și este călduță. Cât este de mare lacul! O priveliște și o senzație de nedescris. Când stai și locuiești chiar pe lac. Hei, nu se vede nimeni înăuntru. Mergem? Dar la început eu zic să batem în ușă, pentru că dacă va ieși cineva și ne întreabă ce căutăm aici, zicem că ne-am încurcat cu cabana. Se pare că nu-i nimeni. Iar nu sunt curioși ce-i înăuntru, așa deschidem. Dar oare este descuiat? Mircea, cheia este în ușă și pe din afară. Atunci este descuiat, dar dacă nu, descuiem la singur. Toti! Hai cu noi! Ce atâtea ouri! E frumos! Și tot e din lemn. Eu vreau să stau și aici. O lampă de veche de lemn. Wow, chiar și o oglindă imensă la fel din lemn. Dar cel mai important este că avem și un televizor unde putem privi familia Melimi. Dar aici ce este? Schiviitor. Schiviitor? Nu. Fac baie. Cum vă cheamă? Antonia. Și tu? Cătălina. Ok, Cătălina și Antonia. Prindem pește astăzi? Eu. Da. Hai! Eu! Și tu! Eu și Eric și pe toți! Mulțumesc! Poți și eu să aleg? Da! Mulțumesc! Asta ce, Matei? Momeală pentru pescari? Mulțumesc! Ce să gătim la cină? Mai bine să-i întreb, ce vor să mănânce? Hei, ce vreți să mâncați? De ce vă este poftă? Eu vreau o pizza! Da, eu carne de pui! Lapte celale! Și paște carbonara! Iar eu vreau o măliguță cu brânză de oi și cu jumară. Aha, am înțeles! Toți unanim vreți ou prăjit! Facem! Ca de obicei, ne întreb ce vrem și după aceea faci cum vrei tu! Dar și ou prăjit vreau! Ia să vedeți ce bunătate vă fac eu vouă aici în camping. Jumări avem. Dar tu ce vrei să mănânci? Cărniță? Mami, adă aici niște cremvuști. Dar eu sunt curios, mami, să văd ce am primit noi bunătăți de casă. Ketchup de casă? Eu dau un coace. Exact acum o pun în mâncare. Eu voi mi-a dat dulceață. Nu-i dulceață. Dar ce e aceea? Ketchup? Sos pentru cărniță. Și mai avem ceva, mami. Ce să fie oare? Apă de la izvor. Atunci hai dă-ne și nouă. Izvorul este 18+. Ia să vedeți ce pizza vă fac eu vouă.
Wow! Asta este pizza pentru mine? Da, dar stai că vin și pastele carbonara. Poftă bună! Și apropo, ce priviți acolo? Nici n-am observat când ați spus. Se numește Baby Boss. Baby Boss, de când n-am mai privit? Este un episod nou, din 2021. Mami, atâtea bucate, zici că am gătit vreo două zile. Stați că imediat vine și salata de fructe. O, chiar interesant. Și acum nu știu cum să scoatem mingea din apă. Eu dacă pic măcar știu să not. Mingea e foarte departe. Da. Trebuie să căutăm un micioc mai mare, mai lung. Undița, mai. Cu undița? Nu cred. Cum? Încercați cu undița? Da. Și cu asta. Dar și undița mea tace. Și nu prinde nimic. Probabil că e din cauza la mâncarea care ai pus-o. Nu știu, nu le place la pești? Nu este gustoasă? Și cu undița noastră neon! Luta seamănă cu un licurici care stă pe apă. Ce frumos se vede! Gata! Acum pot să mă duc la culcare. Aș plecăm de... Nu vreau, că e foarte frumos. Nu știu cum copiii, hai să-i întrebăm. Dar eu m-am simțit foarte bine. Numai ce mai tine a spus ceva? Întreabă-l și să vezi ce-ți spune. Eu nu vreau să plecăm. Dar de ce, Mădeiaș? E timpul, nu? Eu știu ce vrei să faci tu. Să ne dăm pe role! Mami, eu imediat termin de strâns. Ce trebuie să mai fac? Să nu uităm ceva pe aici. Hainele, prosoapele de la uscat. Toate că vine ploița. Trebuie să ne grăbim. Acum cred că este ultima dată când vom mai folosi aceste undițe. Și de ce am vrut să arunc undița în apă, dar deja plouă. Mie îmi place că plouă. Poate mă dacă rulată și primești televizorul. Bagajele au fost strânse toți în centuri, deci să pornim la drum. Dar până a porni, hai să întrebăm copiii, să mai revenim aici sau nu? Cu siguranță, cu prima ocazie vom veni aici. Dar de ce? Doar că vreau să-mi răspundă fiecare numai cu două cuvinte. Doar două? Ok, camping și pescuit. Tobogane. Grătar și fuișoare. Natura și distanție. Pa! Deci vă așteptăm în camping? Balta, Costin! Uite, aici venim noi, la Baia Mare, să ne distrăm de fiecare dată. Deci vă mai așteptăm la noi în camping, când prin Balta, Costin. Mulțumim! Vă las afară! Oh, s-a înculiat în autorulotă! Rămânem aici? Rămâneți, pe mare drag! Mai avem mame și căbănuțe? Spunem, la revedere! Pa! Vă mai așteptăm! Mulțumim pentru tot, mulțumim! Mă bucur că v-am ne-am născut! Ne-am distrat de minuni, am avut o mini-vacanță de vis! Relaxare și liniște! Vacanță de vis! Mami, noi planificam să ajungem în altă regiune a României, dar tot suntem în Maramureș! Tati, atât de mult ne-a plăcut această zonă că măcar încă o zi, două, te rugăm frumos, ne oprim undeva! Da, și noi vrem să mai stăm în Maramureș. Da, tati, chiar este fain. Poate mai găsim încă un camping. Există foarte multe campinguri foarte faine aici în Maramureș, dar noi mergem acolo unde v-am promis data de trecută. O să ajungem? O să ajungem. Nu cred, acolo? Da, mami. Copii! Nu vă imaginați unde mergem noi acum. Unde mergem? La Bărăceală, copii! La Bărăceală! Yeah! Deci autorulota Go Camper ne duce oriunde în lume! Tati, mergem la strămoșii noștri? Da, mergem să ne vizităm generațiile noastre mult, mult îndepărtate! Cât de bine miroase! Mami, dar ce fel de carne este aceasta? E gulaș! De când am gustat? Bineți?
Mulțumim! Avem foarte mult de ajutoare! Matei, poftim și ție! Poftă bună! Mulțumim! Ține! Așa! Poftă bună! Mulțumim! Plouă, ceață, răcoare afară! O toamnă în toată regula! Descubrindu-o aventură, scalaria, sunt un convoi și duminică. Lase, bumeica, oi, căluțul! Pendarisul cu noi? Salut! Spuneta bună! S-a pierdut căluțul ăsta. S-a pierdut. Adică nu fugărim. Nu fugărim, dar... Hai, pleacă acasă! Pa! Pa! Hei, dar cum ar fi să-l cântăm cânticul ăsta altfel? Despre rulotă! Rulota, mi companiera fer, curulota, un viaj sin papel. Curulota, curulota, en dos ruedas yo voy, descubriendo aventuras, cada día se supo voy. Curulota, mia, di nou vom zbura. Mami, ceva nu sună bine cu rulota. Totuși, dacă un pic să-l modificăm. Cu rulota, trupa, trupa, cât ne ține anvelopa. Strânge, mami, din cotorota, peste tot din Europa. Cu rulota, trupa, trupa, cât ne ține într-o locație superbă, unde mai fost și anterior. Dar eu acum să vedem dacă Matei și cu Ionuț vor recunoaște locul. Ionuț avea doar 2 ani când am fost aici. Mulți mult, copiii până la 3-4 ani nu își amintesc locurile pe care le-au vizitat împreună cu părinților sau cu grăbița pusă cu școală. Iar noi vrem acum să testăm memoria lui Ionuț. Și Matei, tati, el tot e cam micuț. Iată voi, spre exemplu, vă amintiți ce s-a întâmplat, ce evenimente s-au petrecut când aveați 2-3 ani? Gata, am văzut surpriza! Dar hai să vedem ce memorie au abonații noștri! Aveți oare cumva mai mult de 3-4 ani? Vă amintiți aceste locuri? Salut! Salut! Am ajuns! Salut! Salut! Mami, voi vorbeați că copiii de la 1, la 2 sau 3 ani nu țin minte unde au fost. Și noi ne-am amintit tot ce ține minte, ce am făcut noi când eram în Republica Moldova, când eram mici. Melissa, când tu aveai 2-3 ani, ți-amintești că aveam o mașină Mercedes? Da. Da, aceea mare dubă, aceea gri. Și voi? Care avea rugină. Și noi când eram la grădiniță, tatei mie mi-a zis că uite surpriză și am văzut mașina aceea. Ce urs mare. Vezi, da. Minte. Ce urs mare. Ce câine. Niciodată nu aș fi cum crescă de jetpack. Parcă sunt artificiale. Dar nu le rupim, da? Nu. Cred că sunt otrăvitoare. Dar nu știu. Deci, că Moldova, când am rupt o ciupercă, a ieșit de acolo un fum galben sau mov. Da, mov era. Să ne spună abonații cum se numește această ciupercă și dacă se mănâncă, dacă este comestibilă. Nu cred. Nu. Eu cred. Rica, ești o că se vină mami. Aici să venim când se usucă. Ce-i acolo? Ce-i acolo? Piscina! Vreți acolo? Da! Eu nu ți-am mai fost mici, ori n-ai mai fost? Am fost! Dar tu poate ai fost mici? Da! Ai fost sau mai? Când? Ții minte? Vara, iarna, primăvara, toamna. Tati, cum a nins iarna trecută, puteai să zici că și primăvara și toamna. Acum eu! Eu mai țin minte. Eu știu, am venit aici de Crăciun. De ce e acolo jos?
ce e acolo jos? Un, doi. Dacă ține minte, scările înseamnă că deja e bine. Da, și jos, lângă scări, era un brad. De ce am fost iarna? Da, și Matei mânca de mine ciocolatele de pe el. Eu priveam la acest tablou și ziceam, dar cu ce seamănă oare? Parcă mi-amintesc ceva. Și acum îmi dat seama că este intrarea. Nu, de fapt, ușa e undeva pe acolo. Noi am intrat pe aici. Stai, aici va fi micul dejun? Mie mi se părea că sunt mese pentru nuntă. Șarotunde. Exact, la asta mă gândeam și eu. De fapt, este și o sală de nunți, de evenimente. Și ții minte că noi am stat acolo în spate, la colțul acela, lângă un cuptor care era cu foc. Ce? Când era aici un brăduț? A dispărut brăduțul. Eu mai țin minte, nu era mai mici. Ce făcut era prins? Și tu unde stăteai la masă, ții minte? Aici și toate stăteam acolo și îmi dădea mâncare. Matei, îți place puterea dacilor? Da. Vei deveni puternic ca și dacii. E bun. Lapte, miere și scorțișoară, tu vrei? Da. E gustos? Dăm și mie. Lapte, miere și scorțișoară. Ionuț? Expertul nostru? Cum e? Cam fierbinte. Ia să văd. Wow! Mi-aduce aminte de sărbătorile de iarnă. Dar mie mi-aduce aminte, atunci când eram mai mică, vreau să fac lapte cu cacao și în loc de cacao m-am încurcat și am pus scorțișoară. Mereu aici, miniu îți explodează creierul. Nu pricep ce a vrut să zic autorul, dar e foarte, foarte atractiv. De exemplu, are pioare de porc la tavă servite cu piure de ciuperci. Sună foarte interesant. Sau mititei uriași, două antonime foarte interesante. Cocoșel de munte cu pireu de cartofi, atenție, cartofi crocanți. Piure de cartofi crocanți. Mm-hmm. Și cartofii sunt cu sos de portocal, tate. Hei, ce văd eu aici? Cine îmbroacă straie de sărbătoare? Fetele sau băieții? Matei! Nu știu, mă purtau oamenii pe vremurile acelea, dar zici că sunt 100 de kilograme aici. Hai că avem aici bătălie la ciorbă rădăuțeană. Și Matei? Și ție! Ia priviți cum mâncau înainte dacii. Dar mai bine ascultați. Băieți, luați-o mai ușurel, nici chiar așa. Fetele au fost la împletit sarmale. Cine vine la sarmale și la măliguță? Și mici, uriași. Cât pește am prins noi săptămâna aceasta? Mi s-a făcut iar dur și poftă de pește și de mămăliguță cu care hrăneam peștele nostru. Ce-i acolo? De dimineață de la 5 am gătit plăcinte cu brânză. Poftim serviți. Vă place unde v-am adus? Totul este pus la punct. Unde-i un liliac? Gluma-i glumă, dar noi toți am tras o sperietură zdravână. Dar fiți atenți, aici vă puteți pierde. Să nu cumva să rămânem undeva pe dealuri. Am convins pe tati și pe mami să facem o petrecere în pijamale! Doar că nu e chiar atât de perfect. Noi ne ducem la mâncare. Dar ce? Nu mâncăm în autorul Loto? Aici, în camping, ne așteaptă micul dejun. Doar că trebuie să ne grăbim. Ce vrei, mă duc? Eu îmi pun ce vreau eu, Nutella cu Nutella. Eu îmi pun câte puțin de fiecare. Poftă bună! Așa. Tu pe surce! Ca să fie mașină, mă! Tati, cred că deja trebuie să mergem la Pico, să ne aprovizionăm cu gaz. Să nu cumva să rămânem undeva pe dealuri, fără încălzire. Da, mami, avem încă
80% gaz în butelie. În prima și a doua. Ne trebuie vreo 2-3 ierni de astea ca să reușim să-l irosim pe tot. Dar ploșnițele ne însoțesc peste tot. Ce? Ce acolo? Parcă ești în salina din turtă. Și asta de pe pereți e sare? Încearcă! Încă nu-i sărat. Dar fiți atenți, aici vă puteți pierde. Cu siguranță! Mami, eu credeam că sus e fain. Subsol e excepțional de fain. Aici probabil că este sauna turcească. Să încercăm. Da, ca și la noi acasă. Da, exact. Așa este. Doar că la noi acasă încă nu este abuș. Repede închidem ușa. Wow! Wow, wow, wow! Parcă suntem în subteran, în subsol, în... Într-o peșteră! Cu liliești! Uite un liliac! Unde? Asta e doar amprenta lui Mircea! Asta ce-i? Un lac în peșteră? E prima dată, mami, când vedem așa... Așa construcție subterană. Ei, am găsit o salină! Ce? Un vulcan? Asta nu e nisip! E sare! Nu știu, miroase a peșteră. Cu siguranță e sare, nu e nisip. Și aici? În cărică? Sau nu? E un izvor. Da, din care picură apă. Sau probabil este o supă pregătită de vrăjitoare. În orice moment, vrăjitoarea poate să iasă din orice colț. Fiți cu ochii în patru. Ce s-a întâmplat? Totuși, hai să încercăm apa din lacul ăsta subteran. Eu prima o bag. Eu nu știu cum e, caldă, e rece? Ziceau că este sărată. Hai să vedem. Cu siguranță e rece. Serpinte. Ce? Wow! Chiar este fierbinte și caldă! Nici măcar în duș nu mă scald cu așa temperatură. Parcă este o saună făcută din apă. Wow! Cât de plăcut este! A, nu e adânc! Nu! Poate îi poți și tu să vii! Deja m-am dat cu apa. Și reacția lui Ionuț? Ne-am obișnuit? Da! Chiar e fierbinte! Tati, apa este exact așa cum îți place ție la duș. Fierbinte! E numai bună de pierit găinile. Deja parcă la mine este rece. Nu ies din această cadă niciodată. Poate e așa că e bine. Hai mai întâlnă în peșteră. Nu o să pot. Și am venit! Dar această apă este extrem de sărată și se ține la suprafață. Parcă ai fi în Marea Moartă. Acum toți imediat la duș. Ce bine este aici. Chiar mă simt ca în epoca când trăiau dacii. Ce bine! Cine mai vine la duș? Eu! Hai, Tati! Vine apă caldă! Vine și eu! Unde ne-a dus Go Camperul? Și unde ne va mai duce? Căută măripioarele. Salion, pe călmătii. Acolo, mami, este adânc. Acolo, eu sunt până aici. Mami. Acolo, mai departe. Acolo, mami. La mine, până aici. Eu acolo ajung la picioare. Și? Hai la jacuzzi.
Deci atunci când vrem să ne simțim bine și liberi, venim la Dacia Liberi din Petrova, din Maramureș. Dar noi acum plecăm unde ne spun abonații. Am înțeles că în inima României. Din prima zi în care am venit noi mai în Maramureș, mi-a plăcut extrem de enorm această regiune a României, foarte frumoasă. Tati, nici 2-3 zile nu ne ajung ca să descoperim tot acest ținut. Ba mai mult, ba mic atât. Cred că o viață să o ai aici în Maramureș, oricum nu reușești să explorezi și să găsești toate frumusețele din Maramureș. Și ce mai important, ce avem noi să învățăm de la maramureșeni, este organizarea și ordinea de lângă casă. Curățenie impecabilă. Chiar e impecabilă? Toate lemnele la lemne, sculele la scule, totul este pus la punct. Foarte mult îmi place că afară plouă, iar în casă este cald. Aha, și în același timp călătorești. Da. Și peisajul mereu este schimbător. Capricios. Iar acum un challenge pentru toți din rulotă. Să vedem cine primul va recunoaște zona în care noi imediat ajungem. Că mai fost pe aici, numai că era alt sezon, alt nou timp. Suntem în Botești! Am văzut acolo un indicator! Aha, și unde e asta? Dar stop, atenție! În telefoane, în GPS-uri, nu aveți dreptul să vă uitați. Okay, pentru că denumirea de acolo ar putea să vă amintească vouă câte ceva, cu siguranță. Okay. Și încă ceva. Cel care primul va ghici locul unde noi ne aflăm, acela are voie să aleagă următoarea noastră locație. Gata, să ne oprim cu rulota? Da. În Budești, în România. Da, în România, dar... Spune ce am făcut noi în Budești, dacă zici că e în Budești. Am mâncat mici. Dedulești, da, încă dedulești. Mai mergem încă puțin și o să vă dați seama. Oare unde suntem? E o zonă foarte frumoasă în care... Știu, în capnic! De unde știi? Melissa, am spus, nu e voie să... Mi-am amintit! Telefonul este la Mircea! Era cu telefonul Mândrelesa sau nu? Da, la pârtie aici am fost! Da, măi! Am schiat! Da. De ploaie! Deci, Melissa, următoarea locație o alegi tu. Dar hai, inițial, să intrăm în cap. Inițial vreau să mă gândesc. Unde să mergem? Îți trimit chiar acum coordonatele. Gata, am recepționat. Oho, Melissa, duc mai 6 ore. Da. Unde să mergem noi? Indiciu, o nouă baltă foarte faină. Deci, în această vacanță de toamnă, familia Melimi o petrece toată pe baltă. Și zi și noapte. Natura și... Baci. Oițele, cât de multe sunt! Am mers în regimul cel mai econom. Gluma-i glumă, dar noi toți am tras o sperietură zdravână. Bine, tati, că am ajuns până la Peco. Și vă place unde v-am adus? Chiar dacă e noaptea și e întuneric. Ce văd aici e foarte frumos. Abia aștept zorii zilei. Și eu ard din răbdare să vină soarele și să văd ce se întâmplă aici. Este enorm, este imens. Este un nou camping. Mm-hmm. Tati, hai să conectăm la sursa de energie electrică autorulota noastră. Ia să văd dacă... Nu s-a răsturnat tot ce este în bagaj. Nu, totul stă așa cum a fost pus. Hai că este ok. Bicicletele mea tăi s-a călțărat. De fapt a stat unde trebuie. Trotineta mea a făcut tumba.
Oh, ce e aici? Și acum vreau să pun la încărcat ruloata, bateria rulotei, să nu pățim ca și data trecută, să nu putem să pornim rulota. Și important că atunci am fost acasă, dar aici suntem în camping. Aici. Așa, și acum în rulota. Parcă este hibrid. Unde aici? A, nu, aici e apa. Unde? În partea cealaltă. Eu mă duc să diversez caseta cu cachile și pipile pe care l-am făcut noi tot drumul. Este! Și-o plecat. Turnăm Shed Blue. Să fim siguri că totul e ok. A mai venit o rulotă. Iată că au venit și pecnoși din Suceava, cu care vom petrece aici timpul foarte frumos. Bună! Cum a fost drumul? Bună, bine! Obosiți? Destul de lung, așa, dar... Okay. Salut! Ia uite, nu dormiți! Bună! Astfel, m-am târziu, dormiți! Ce nu, v-am așteptat? Am nouăt! Am vrut să zic ca și Mircea, mulți înainte! Mulțumesc! Mircea, un pic a crescut! Ce-i, Melissa? Au venit cu cadouri! Mulțumim! Ce avem aici? Bară pentru box și mănuși! O rulotă! Activități interesante în camping! Mulțumim! Cu slime-uri! De când am mai făcut slime? Ienuț, asta e pentru tine. Mulțumim! Mami, vom avea ce face. Ce mă tine, ce e acolo? Mulțumesc! Mulțumim, fetelor! Ienuț, deja s-a cupit de camera? Cu drag! Mulțumim, mulțumim! Mami, nu știu ce ești. Hai, du-te acolo cu masă, du-te la masă sus. Zici că această carte este înnoiată, dar... Așa este pagina imprimată. Uuu, interesant. Ce e acolo? Ceva din film. Poate vreți să mă primiți în cosmos. Să-ți primi. Și prima dată aflu că niște ciocolate se numesc Rahat. Degățește-te, Mircea! Poate ești și vreau să te doară. Oho! Din păcate, trebuie să ne culcăm și este atât de devreme, abia ora 9. De aceea am convins pe tati și pe mami să facem o petrecere în pijamale! Pentru petrecerea în pijamale ne vom spăla prima dată pe dinți, ceea ce nu este adevărat. Și noi ne-am pus în plan să nu dormim toată noaptea. De fapt, să dormim vreo oră. Eu zic că o oră e prea mult. Hai să dormim doar jumătate de oră. Ba nu! Eu zic să dormim doar 3 minute. Este de ajuns. Oricum, părinții n-au grijă noastră că le-am zis că facem noi ceva, dar nu ceva periculos. Dar n-are nimica. Eu deja lor le-am zis că ne culcăm chiar acum și ne trezim pe la 7 ca să pregătim micul dejun. Oh, e perfect! Doar că nu e chiar atât de perfect. Telefoanele noastre nu sunt încărcate. Cel puțin al meu are 20% baterie. Ia să vezi la mine, nici măcar baterie nu mai are. Al meu are numai 10%. Dar telefonul meu s-a pierdut pe aici prin plabul. Are cineva baterie externă? Eu am! Și unde este? E încărcată? Nu. Ok. Dar cu ce începem? La început vreau să privim un film. Oare ce film să privim? Eu zic să primim un film acceptabil, că la 3 o să primim ceva mai... La 3 se zice că vin fantomele care nu există.
Fata secolului 20 ne așteaptă! Și în loc de popcorn vom avea bomboane, ciocolată și diferite sticks-uri și chipsuri și... și prăjnițe. Da, am scos afară vreo 10. Fetelor, nu trebuie să ne lungim cu filmul, pentru că astăzi la ora 22.52 este eclipsa lunii. Noi revenim peste 2 ore și 1 minut, cât durează filmul. Gata, deja este eclipsa. E ora 22.52. Acum că am terminat filmul, ne vom apuca de skincare-ul de seară. Eu am uitat să mi-l iau din autorulotă. Haideți să începem. Noi vorbim puțin mai încet pentru că părinții sunt aici în autorulotă și ei dorm. Nu vrem să-i târzim. Ce răcoritor este. Asta este o problemă pentru hidratarea tenului. Crema asta am găsit-o prin dulap. Cred că e de la mama. Mă rog, hai să încercăm. Chiar dacă nu știm ce face, ne dăm cu ea pe față, peste tot. Scrie pe ea nectar bio. Ok, hai să încercăm. Dacă e bio, atunci e ok. Dăm și mie puțin ale. Eu am ceva cremă pentru mâini. Cine vrea? Noi. Cam prea mult am pus. Acum mai departe, eu o să mă dau cu această cremă de față. Vezi că-i pastă de dinți. Aoleu! Aoleu! Și eu am ceva aici. M-am făcut ca o vrăjitoare, nu vi se pare? Scrieți în comentarii. Eu zic mă, că mai bine te ștergi. Eu sunt de aceeași părere. La fel și eu. Fetele mi-au zis că eclipsa se vede doar 7%. De aceea vă vom arăta și vouă să vedeți cum se vede 7%. Pe telefon nu prea se vede eclipsa, dar încă o noutate, o veste nu chiar bună. Atunci când priveam la eclipsă, ne-am pus așa puțin pe fereastră și s-a stricat. Și încă toate trei. Noi ne plictisim, de aceea vrem să ne jucăm. Și vă zicem la final cine câștigă. Această mândiță este a noastră! Ba nu, este a noastră! Am o idee, că le rupim de altfel. Și nouă nu ne rămâne nimic? Așa e mai vesel în camping. A fost pișcat de albină. Aici sunt și mai multe. Mi-e frică de albine. Avem o soluție. Pleacă, se sperie și apoi vin înapoi. Da. Hai să vedem care slime face cel mai mare balon. Bună dimineața, este ora 8. Mirce și Matei dorm. Mami, tate și eu nu sunt la fel. Și din întâmplare ne-am întâlnit cu prietenii noștri. Am o idee, hai să facem masă și părinții noștri să bucure de masă în aer liber. Bună idee, hai să aducem toate cele necesare. Bună dimineața, prieteni. Eu o să aduc farfurile. Eu furculițele și cuțitele. Eu aduc pahare și șervețele ca să ștergem masa. Atunci mie nu mi-a rămas nimic. De fapt mă gândesc ce mâncare să facem și aduc ceva biscuiți. Am pregătit două mese, una pentru copii și alta pentru adulți. Am pregătit pâine cu icri și cu somon și la desert o să avem napolitane și prăjituri. Lasă, tate, oricum e toamna, frunzele cad, dăm cu mătura, nu mai aspira atâta. Deja noi avem o soluție. Vom avea covor la intrare în casă. Atunci unde ne descălțăm, tate? E cald de acolo. Wow, câți au venit. Cred că noaptea. Aici e masa pentru adulți. Poftă bună! Bravo, copii, mulțumesc frumos de mâncare. Și astăzi mâncăm mâncarea voastră, iar de mâine mâncăm fiecare mâncarea lui. Ia priește, mami, ce idee faină de o terasă avem noi. Tati, tu în buretele acestei pus detergent. Dar când plecăm la pescuit? Au spus imediat după ce terminam de spălat vasele. Atunci haideți să ne grăbim. Acum deja cu siguranță în căsuța noastră va fi mai curat. Pe jos. Această mândiță este a noastră. Bă, nu, este a noastră.
noastră! Hai băieți, ce doați? Da stop, opriți-vă! Am o idee, că le rupim de altfel! Să vedem cine le merită, da? Da! Noi suntem mai multe, deci noi vom lua undița! Mhm. Da, avem 5 undițe, de ce ne batem pe această undiță? Într-adevăr, hai să alegem fiecare câte un obiect! Fetele una și băieții unu, iarăși fetele, iarăși băieții! Atunci noi alegem acest loc! Da! Rezervat! Atunci noi ne alegem această undiță! A prins, cred că vreo 10 pești, enormi! Vedem noi, undița asta este cea mai potrivită! Noi o alegem pe ea! Noi ne luăm acest micioc! Și ăsta mic ne rămâne nouă? Da! Lasă că e bun! Vom prinde foarte mulți pești micuți! Atunci toată mămeala aceasta este pentru peștele nostru! Dar noi de ea nici nu avem nevoie, pentru că vom prinde la plută. Și deja avem mămăligă, viermi, râme, e perfect. Cutia asta să fie doar a noastră. Uite la ei, au luat toate ustensilele și nouă ne-a rămas doar asta. Alisa, nu te întrista, pentru că aici avem totul necesar pentru plutele noastre. Băieții și-au uitat asta aici. Aceste suporturi sunt toate ale noastre. Și nouă nu ne rămâne nimic? Dă-le Mircea și lor vreo două. Noi oricum n-avem nevoie de atât de multe. Țineți plângăcioaselor. Mulțumim. Eu deja instalez suporturile. Băieți, noi prima hrănim peștii. Mami, aruncă mai departe. Pentru ce noi să aruncăm mâncare la pești, dacă nada noastră o face pentru noi? E o bombă de momeală și de mâncare. Super! Acum poți să oprim aici? Dar Mircea, uite că momeala noastră este de culoare ca la plută. Va fi și mai ușor! Nu va observa și va mânca! Ce de greu! Acum să iau unul. Să vedeți că în acest challenge o să câștigăm noi, fetele. Mircea, cu Doamne ajută, dar noi cu siguranță astăzi câștigăm. Și încercăm și noi să aruncăm atât de departe ca și băieții. Fetelor, fiți cu ochii pe plută, nu cumva să scăpăm peștele. Și noi avem mâncare pentru peștișori. Până acolo nu pot să arunc cu mâna. Am pus mai mulți ca să nu se plictisească, să fie mai distractiv. Dacă nu ne reușește cu undița, măcar cu miciocul să prinde. Este? Am câștigat! Primul peștișor! Deja de jumătate de oră nu prind nimic. Trebuie să prind. Pa! Eu am luat miciocul băieții. Fetele au prins primul peștișor. Deci cadou avem laboratorul de slime cu bomboane. Și noi avem un cadou. Matei, fii atent. Uite ce fac fetele. Nu cumva să greșim. Așa. Băieți, fiți atenți aici. 4 pahare din astea. Mircea, ai auzit? Da, 4 pahare. Dar noi avem și sclipici. Și nu avem sclipici. Tot sclipiciul? Da, punem tot. Melissa, amestecă mai repede. Vai, ce culoare faină, nu-i așa? Mm-hmm. Să ne spună abonații, oare le place? Vreau să amestec. Thank you.
Fetelor, acum punem activatorul. Dar câte măsuri? Două păhărele pline. Repede, trebuie să turnăm și noi. Am văzut că fetele foarte rapid amestecă. Încă un pahar. Voi cu cine votați? Cu fetele sau cu băieți? Să-i punem și capac să nu se răcească. Unde scap? Și mami, aici este o gaură în care vom pune câte un pat și bem supă, ciorbiță. Gata, lingurile le-am spălat. Cine vrea slănină cu ceapă? Noi! Doar soricul! Ionuț a mâncat, haina a mâncat, pantalonii și iarba a mâncat. Și geaca a mâncat. Așa e mai vesel în camping. Cum e supa, fetelor? Foarte bună! Delicioasă! Cam puțină! Așa e ca băieților este mai fain. Nu știm acum e mai fain, dar am o idee de un concurs. Hai să vedem care slime face cel mai mare balon. Haideți totuși să vedem într-adevăr al cui balon va fi cel mai mare. Și abonații vor vota. Wow! Este într-o formă de inimă, ca și balta cu tei. Ia să vedem balonul nostru. Deci, balonul nostru, cum vă pare? Repede scrieți în comentarii care balon v-a plăcut cel mai mult. Ha! Am făcut fetele un balon și mai mare! Wow! Uite, Melissa! Lasă-l un pic! Wow! Mami! Hai mai repede! Facem grătarul! Mami, și cea mai important? Micii sunt ca la dedulești. Am întrebat de virșli, dar doamna nu a priceput ce caut eu. Și am luat mami cărnăciori la grătar. Dar ăștia ce sunt? Și de unde i-ați luat? Parcă par de casă. Doamna de la magazin, iarăși la iară vin, a zis că ăștia mami se cumpăr. Sunt cârnați din topor. Ca și mâncarea lui Ivan Turbincă. Wow, ce fain! Eu fac veri blunci. Câteva zile mami plec să-mi bucez la dedulești. Aveți concurență? Bună dimineața! Eu m-am trezit de la ora 8 și am pus radio-ul. Dar voi la ce oră vă treziți în vacanță? Eu la 6. Seara. În ghilimele, la 11. Wow, cât este de bine cu autorul ăsta în camping. Dar cu două e și mai bine! Mai ales că sunt de la Go Camper! Astăzi ne-am gândit să facem masa aici, lângă autorulota noastră. A plouat și trebuie să ștergem masa. Acum ungem pâinea cu brânză și cu icre ca să punem somnul. Eu m-am gândit să fac avocado și roșii. Fiecare cu treburi diferite. Am spălat toate fructele, facem o salată de fructe cu iaurt și masa părinților imediat este gata. Doar că e cam dezordine. Da. Încă puțin și terminăm de făcut masa de la micul dejun. Avem un sandwich cu somon, roșii și Oreo. Și deja la părinți este cu totul altceva. Și iarăși avem o dimineață minunată atunci când copiii au pregătit întreaga masă, întregul mic dejun. Cine vrea mici și cârnăciori? Călduți? Noi?
acum scoși de pe grătar. Vreau să explorăm prin campingul la care ne-am cazat. Afară, chiar dacă a plouat, nu este noroi, doar că iarba e udă și puțin ne murdărim. De aceea ne-am gândit pe afară să umblăm cu șlapi și atunci când intrăm în rulotă să fim doar în șosete. Aici e WC-ul de băieți, nu intrăm? La fete, hai să vedem cum este înăuntru. Parcă e o toaletă dintr-un apartament sau un hotel. Astăzi mami a făcut aici duș. Și mami a mai zis că mai sunt niște WC-uri aici. Hai să le vedem. Cât de multe! Dar unde sunt Matei și Mircea? Știam că au ieșit afară. Hei, Matei, Mircea, ce faceți? Am fost pe trambulină, ne-am jucat fotbal, am făcut sărituri, am făcut Sergio Ramos și acum ne jucăm cu trotinetele. Acum vreau să plecăm la Albin cu trotinetele. Unde să plecați? Da, proprietarul acestui camping are Albin. Serios? Atunci hai să le vizităm. Să le vedem? Mi-e frică de albine. Da, Matei odată a fost pișcat de albină când a fost mai mic într-un tank. Dacă știți, acolo la Arsenal Park. Wow! Vai, cât de multe căsuțe pentru albinuțe! Și sunt aranjate așa de parcă ar fi soldați la armată. Ce ne făceam noi, mami, fără de căpertină? Seara cum a plouat? Erau scoamele toate ude. Spre dimineață. Wow! Cât de multe! Asta nu sunt multe, avem și mai multe. Serios? Da. Și mi imaginez câtă miere fac. A ajuns momentul să ducem catele și pipile la loc de cinste. Aici sunt și mai multe! Vezi? Ele fac așa un tremurat și de fapt se încălzesc. Dar voi știați că dacă albinele tremură, așa ele se încălzesc. Vorba aceea, cine papă bine, are caseta plină. Zilele acestea a plouat, iar eu mi-am udat toate peretele de șosete pe care le aveam. Da, de aceea trebuie să le port ca lui Mircea, le împrumut. Ce faci? Voi de fapt deja ați făcut. Eu doar fac curat. Ce e acolo, Ionuț? Pipi! Și am găsit acest leagăn imens, unde cred că încăpim toată familia. Îmi fac o poză și am plecat mai departe. Și te-ai dus, dulce lumină. Și a murit iubirea noastră. Ce, Matei? Larisa, nu înțeleg ceva. Un puișor pe apă. Chiar acum vreau să-l văd. Parcă este o nuntă aici. Și ce lac drăguț. Wow. Și puișorul. Și foarte mulți peștișori mici. În telefon nu prea se vede. Dar să știți că aici peștișori de aia mici, mici, mici ca și la mare, de aia pe plajă, sunt ca și furnicile, extrem de mulți. Și ei dacă au un zgomot mic, 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 cât de mic n-ar fi el, repede pleacă, se sperie și apoi vin înapoi. Câți nu feri! Matei, vrei și noi să luăm micul dejun, prânzul și cina? Desigur, vom mânca aici. Și am văzut aici și un grătar. Acolo, la celălalt foișor, care nu este pe apă, dar e la fel de fain. Și chiuvete pentru spălat vasele. Sau pești, dacă prindem ceva. Neleșa, mai găsit un grătar mic. Grătarul mic îl vom folosi dacă găsim un peștișor micuț și drăguț. Acolo cred că este o bucătărie. Hai, Matei, să explorăm acolo, vrei? Da. Fugim, 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 repejor, repejor. O bucătărie. Ce felinite. Salut! Mami voia să spele rufele cu mâna, dar am găsit aici o mașină de spălat. Wow, încă un foișor! De fapt, încă două foișoare! Salut, băiețelul! Ce faci? Nu știu ce rasă este, dar seamănă cu labrador. Ce-i foarte drăguț! Pa, pa! Și apoi asta duce la colțul de sus. Vezi, un foc mărcuță!
Hai, Nuț. Hai să vedem cât departe ajunge băcucea mea. Wow, Mati! Și acum cum să o scoatem de acolo? Wow! Deja mâncarea văd că este gata! Mulțumim lui Ivan Turbin că își luăm camper, totul este inclus! Delicios! Și acum suntem la cinema, pe patul nostru din rulotă! Eu vârsta meu. Ce, Mate? Fac puzzle! Uite un puzzle! Care? Oh. Face corect? Uh-huh. Aici. Oh. Nu e chiar așa. Fetița? Unde era? Și ultima. Yeah! Bravo, Ionuț! Prietenii noștri au plecat înapoi acasă în Suceava, iar noi călătorim prin toată România. Dar până mergem mai departe, tati, să spălăm mașina. Autorulota! Și bine că ai găsit așa o spălătorie... super înaltă! Credem că atingem balustrada. Da, prima noastră experiență la spălătorie cu autorulota. E fain! Numai că nu prea ajungem până sus. Este un challenge pentru tati mele mie. Jos într-un nou camping, suntem în Bran. Ce au pățit băieții, dar și fetele? Ne aducem aminte de copilărie. Ce, Melissa? Ce e acolo? Nu este apă. Asta e. Așa ne-a fost nouă norocul. Cu spumă pe cap. Ei, lasă, așa e mai interesant. Mircea se simte rău. Și mie la fel. Băieți, deci n-ați reușit să deschideți bine ochii, că deja vă jucați box. Bună dimineața! Așa, avem pateu din carne de căprioară, pateu din carne de mistreț și cerb și pateu din carne de pepeliță. Votăm care pateu îl deschidem săptămâna aceasta. Votăm ce mâncăm astăzi! Eu cu pepeliță. Eu aș vrea să încerc carne cu mistreț și cerb. Eu vreau cu pepeliță. Eu vreau pepeliță. Și eu pepeliță. Dar vreau și cerb. Ce gusturi aveți de voi? Eu vreau cerb și mistrieț. De ce a minoritatea câștigă? Deschidem aceasta. Nu, Melissa, nu câștigă. Deschidem o pepeliță și un cerb mistrieț. Prepelița mea nu va mai zbura, dar ea va pleca în burtica mea. Nu, ea mea, ea mea! Garne cu cereale. E gustos? Mm-hmm. Atunci vreți cu carne de cerb și mistreț, da? Nu. Carne de cereale. Băieți, totuși, cum sunt cerealele? Gustoase? Super delicioase! Au și ciocolată? Da, cu lapte de oi. Și, Mircea, nu-ți place? Îmi place! Așa arată o pripeliță?
Așa arată o pripeliță cu miere, tati, și mirodenii. Fără picior! Ce-a pățit, micuțu? Ce-a pățit, micuțu? A picat piciorul într-un accident. Și uite că s-a salvat și trăiește. Și se joacă cu noi. Dar mai uite, are o pată albă. Rapid, alergă el. Ia să te vedem. Alergi? Mergi cu noi. Hai. Te luăm în autorulotă și mergem la Urania. Parcă e o oiță, uite ce blană are. Eu cred că următorul cântece la familie Miremi va fi despre o căruță cu cai. Tati, dar ai văzut ce căruță mare? Încape toată familia Miremi și mai rămâne și loc. Omologate sunt locurile. Cu ce duci, tot frumos. Mă duc să duc la Tomiron. Gunoiul. După cum se vede, suntem în pădure și a venit lupul și mi-a suflat toată casa. A rămas doar geamul. Geamul ar fi. Trebuie să le gustați. Sunt super delicioase. Iar copiii să nu se supere. Aici s-au inventat leagăne deodată. Doar că aici trebuia 5 în 1. 5, noi suntem 5 copii. Este interesant că se vede. Și nu este ușor să sari așa în trambulină, pentru că sari și aluneci. E bun? Nu săriți când mântie mănâncă. Păi eu nu ți-a plăcut. Cine mai vrea? Sunt Golden? Da. Tati, nu știu de care îți dă sfatul. Melissa! Până ajunge aici, am trecut prin poiana mărului. Dar aici ce este? E campingul mărului. Melissa, băieții deja au plecat să facă duș. Hai și noi. Facem duș? Cu tati. Dar tati nu și-a luat șlapii. O să se ude la picioare. Tot timpul mă gândeam, cum se poate merge electricitatea prin acest cablu? Cablul este în interiorul meu. Poate lumea la băință! Asta face fișa! Facem un duș rapid de o oră și jumătate. Niciodată n-am avut o baie cu fundal spre caie. Da. Se uită caie la noi. Ce au pățit băieții, dar și fetele. Începem de la noi. Matei și-a spălat capul, Mircea și-a spălat capul după aceea tate și când tate să-și plătească părul de șampon. Apă, ioc. Dar ce-a pățit Melissa e mai, e cu șamponul pe cap. Probabil că sunt niște lucrări pe conducă de apă, nu e divină nimeni, asta e. Așa ne-a fost nou norocul. Ce, Melissa? Ce e acolo? Nu este apă. Îți este frig tare? Cu spumă pe cap! N-am reușit încă să mă scal. Hai că mă duc repede să pun niște apă la încălzit în autorulotă. Da. Ne să vedem? Na, apă nu-i. Da, am vrut să facem un duș mai rapid și fetele și băieții să mergem la baie. Și când încolo... Hai, las, așa e mai interesant. Hai să încălzim apă pentru Melissa. Să nu stea cu părul ud și plin de spumă. Ciunuț, e ud părul, tu ai reușit să faci băiță? Sau nu ai reușit? Rece apa așa, tata, ochi. Era rece apa? Rece apa. Lasă că ne descurcăm și la Ligian. Încălzim apă și ne spălăm, așa cum scrie cartea, ca la țară. Ne aducem aminte de copilărie. Mai luăm apă și în termos ca să avem multă rezervă la Melissa, părul este foarte lung. Ești copilit ce vin? Da, Ionuț, Melissa așteaptă deja de jumătate de oră, mă duc repede să-i duc apă. Hai, Melissa, că a venit salvarea! Mami, ce e acolo? Apă călduță? Dar la mine deja s-a uscat spuma pe ecran. Am făcut și duș. Mami s-a dus cu toate vasele din rulotă la baie la fete, cu ceainicul și o spală pe Melissa. Și noi așteptăm în rulotă. Ionuț, ai făcut duș? Da. Cum e dușul? Fierbinte! A la Melimi?
că ne încălzim imediat. Doar că mama a rămas nespălată. Oh, apă caldă, apă caldă, aer cald. Și apă caldă. Las că se mai întâmplă, Melissa. La oricine se poate întâmpla. În orice moment putem să rămânem fără de apă la rovenit. Dar bine că ne-am descurcat și ne-a rămas cu o spumă uscată pe păr. Mi-e interesant cum arată părul când se usucă de tot. Și geaca. Eu deja am reușit să mă încălzesc, Antonio. Mulțumesc. Iarna lui Cicilă. Vreau să mă încălzesc foarte bine, pentru că am înghețat. Mami, vrei și tu? Nu, mulțumesc, eu n-am reușit să mă aud pe păr. Oh, abia acum am reușit să mă încălzesc suficient. Ce bine este! Și eu am reușit să-mi spăl părul, doar că în autorulotă. În căsuța noastră. Nu am avut astfel de incidente, dar continuăm traseul cu zâmbetul pe față. Ce bine și frumos! Ieptene? În vacanța de tot. Ți-am dat primosă. Eu vreau încă unul. Aștept după ce te ștergi. Cum? Cu două pieptene? Păi și eu nu-ți vrea. Ok. Dar o serpentine a început să cadă saltelele astea de pe pat. Și tati s-a gândit să inventeze așa un fel de pat, unde se împictim și picioarele. Ce fain! Eu ce se simte rău! Și mie la fel. Nici autorul că nu scutește de rău de mașină. Măi copii, încă nu s-a terminat vacanța, dar toate hainele și toată încălțămintea deja e murdară. Ce ne facem? Mami și tati au plecat. Atunci de ce stăm? Cât pisica nu e acasă, de fapt pisicile, atunci șoricii joacă pe masă. Hai să mâncăm ceva dulce. Hai cu prăjitul să-mi dai și mie de acolo. Bine, doar că e cam dezordine aici. Și când tate și mami vor veni, vor zice de ce n-am făcut curat. Lasă că reușim noi. Ce avem aici? Nu ajung acolo. Bucate pe masă. Așa? Asta e ciocolată? Biscuiți! Cine a mâncat biscuiți fără să-mi dea și mie? Mă te poftim? Mircea, vrei și tu? Da, eu! Și tu, Ionuț? Wow, sunt perfect! Luați două. Și am luat-o pentru mine. Mircea, dă-i și lui Ionuț. Eu privesc pe fereastră să văd dacă mami și tati nu vin. Mai deși am deschis? Desigur, hai dă-mi coate. Poftim, Matei! Cât este de mare! Aproape cât fața mea. Și primul care gustă sunt eu. De fapt, Matei deja a gustat. Delicios! Și acum, ca să ascundem urmele, le vom băga înapoi în cutie, înapoi în dulap. Dar cine vrea ciocolată încă mai multă? Aici am doar 3 și de ce trebuie să le împărțim? Ionuț, și acum ce facem? Urgent curățim totul până nu vin mami și tanti! Hai, hai, hai! Ce? Voi vi intrați mai târziu. La revedere! Curba, stăm afară? Vă chem eu! Rapid! Plecați! Hai rapid să strângem tot! Și cine spunea că masa este doar de 4 persoane?
Se greșea. Poate mână. Mulțumim. Fiecare cu ocupația lui. Eu mi încarc telefonul de la radio și cânt. Iar eu public ceva pe Instagram. Noi ne jucăm cu patul ăla. Așteptăm trenuțul. Gata, avem drum liber, putem merge. Pregătiți-vă, mai avem puțin și ajungem în camping. Foarte deosebit. Ia uitați-vă, căprioara! Oh, căprioarele, salut! 3. Și am ajuns în șuncuiușul mic, în camping. Dar aici vom avea și surprize, niște prieteni, dacă vom fi cuminți. Ei acum dorm toți la căsuța lor. Și am zis și noi să dormim chiar lângă ei. Vom parca mașina chiar la poartă. Uite, Ionuț, câte luminițe! Zic ea nou. Da, Crăciunul. Uite cum era într-o. Asta e cel mai drăguț. De ce? Care zâmbete? Asta e cel mai drăguț. Ușa, pisica. Dar al cui este? Să ne scrie în comentarii dacă este cel care l-a sculptat. Garfield. Ce mamă. E caldă pisica. E caldă. Uite acolo în depărtare se văd niște luminițe. Proprietarii de aici ne-au spus că sunt luminițe de la cimitir. Sunt candelele. Și nu știm ce oare semnifică, ce sărbătoare este pe 1 noiembrie. Sau cine sărbătorește pe 1 noiembrie, că e ziua morților. Probabil așa ceva. Un indiciu. De fapt, 1, 2, 3 indicii. Ce ne așteaptă pe noi aici? Noi am ajuns în campingul Maiorul Șoimului. Dar ce sală în care vom mânca. Enormă. Aici totul este enorm. Ce? Sirop din lavandă? Nici nu pot să-mi imaginez ce gust are. Trebuie să fie fenomenal. Dar uite că nu numai asta. Roiniță. Sirop de roiniță. Eu cred că trebuie să degustăm din toate și să știm ce să ne luăm nouă. Și tot ce vedem aici este realizat de ei. Ia uite pentru Mihaela ce stăluță. Ce drăguță e asta! Ce e asta? Toate sunt frumoase! Băieți, pe mine puteți să mă lăsați aici. Este așa de călduroasă! O iau cu mine? Ce ziceți? Mă prinde? Și eu mi-am ales o haină. Ca să-ți dau cele mai bune. Da? Avem experți aici. Degustați sucurile. Ciorbă cu tăiței? Deci, restaurantul în camping e foarte tare. Și noi am venit destul de târziu și cina este gata și caldă și la timp. Tu ce, cu furculița mănânci supă? Ionuț! El vrea doar pastă. E bună, până nota 10. Ah, foarte delicios. Iată ce înseamnă să mergi cu rota în camping. Bine că aici, în camping, avem, uite așa ceva, soluție apă de lavandă. Ionuț, noaptea aceasta în rotul a pișcat țânțare. Ia uitați-vă ce avem aici. Alergie. Și uite, punem a, a, și o să treacă. Și unde mai ai? La gât, la față? Poc. Gata. Ce face? Ce face? Mâncare face. Matei la noi s-a pornit de gospodărie. Oare ce pot să aduc și mâncarea el? Și asta nu e tot. Mai avem mâncare.
ospătarul familiei mele mie. Mulțumesc! Wow! Tobi, bucătarul, mulțumim! Și primul lucru care îl facem noi înainte de culcare la camping este să mâncăm. Eu deja am terminat mâncarea mea care trebuie să o mănânc. Mm-hmm. Și văd că ai trecut la înghețată. Eu vreau din ciocolată, este toate. Să mergem aici în sat să vedem cum trăiește lumea și ce face în weekend. Iată ce face lumea în weekend. Împrăștie balică prin grădină. De mult n-am văzut așa ceva. Matei, dar ce ai pățit la ochi? Așa se întâmplă de fiecare dată când copiii petrec timpul frumos afară. Da, pompieri au venit în camping, dar nu găsim copiii. Dacă se aprinde și lumea noastră. Vai, cât de mult vreau un duș. Și tocmai de aceea îl fac eu dimineața. Deci dacă se bagă Mirța și cu Mircea în duș, rămânem fără apă și caldă și oricare. Eu îmi fac temele și acum plecăm la mâncare. După ce ne schimbăm, eu mă schimb. Eu am scos parasolarele, tot cu oglindă. Tati, hai mă răvit! Bună dimineața! Bună dimineața! Mă încălzesc și eu și psica. Și pisoiul. Și pisoiul. V-ați trezit? Nu, acum mai de vreme. Nu s-a trezit băieții? Ba da! La vreo ora 9, acum este 10. Dar tu la cât te trezit? 8. E frumos aici? Da. Ce e acolo? Eu am încercat să-l distrag, dar el nu vine la mine. Pune-i? Mm-hmm. Un pune-i micuț. Ia să-l vedem. Hei! El mănâncă. Hei, pune-i! Își ia micul dejun. Dar acesta ce-i? Oh, este un cot. Oh, are și încălzire. Ce, Mircea? Interesant? Uite cum vine mâncarea pentru căluț. Ai văzut puneiul? Acolo, ce face? Mănâncă iarbă. Tu vrei să mănânci? Micul dejun, vrei? Hai! Nu, nu acolo! Vino în cozi. Fac cu o prăbușită. Poftă bună! Toată lumea deja a lucrat de zor, dar noi abia ne-am trezit. Matei, dar ce ai pățit la ochi? M-am pescat un cențar. Mircea, nu ți se pare cam mică felia cu unt? Nu. Cuvântul ăsta zacuscă îmi provoacă impresia că provine din limba rusă, pentru că în limba rusă a mânca, a ciuguli, înseamnă zacusit. Și uite că și în România se folosesc cuvinte slavole. Rețeta acestui pateu de ficat cu siguranță trebuie să întrebăm. E delicios! Poți să-l mănânci și fără nimic. Nu, mami? Două și nouă. Stai, stai, Ionuț! Delicios, așa-i? Matei, care nu mănâncă ficat, s-a apucat de mâncat. S-a dat pe gust. Mi-a dat mie croasana cu dulceață și cu unt și rostrui, pâine, cu ficăță. Gustos? Dar am făcut băieți astăzi. Ne-am prăfuit din cap până în picioare și din uroi și din praf și din tot. Dar în schimb ne-am distrat la maxim. Vedeți pe familia mea mie ce le-am făcut noi băieților. Uite așa. Și cei mai mici vor merge la cursă.
Prima dată vei merge, eu la volan. ATV. Așa, bravo! Oh, eu nu știu, ce curajos! Hai, Matei! Alo! Cum a fost, Ionuț? Ți-a plăcut? Da! Mai vrei să mai revenim aici? Deci, ce ziceau băieții de adrenalină? Dar eu? Asta doamne și voi! Am luat-o la maxim, tata, la maxim. Și mami, așa face acum. Aproape. Și pantalonii trebuie să mergă. Da, nu-i nimic. Acum să mergem aici în sat să vedem cum trăiește lumea și ce face în weekend. Dacă nu vrei să mergem cu mașina, atunci mergem cu transportul nostru. Și eu dacă n-am transport, merg pe jos. Mască sportul ajută, Melissa. Să vezi cum întrecem băieții. Eu zic să intrăm la prima poartă deschisă. Oare avem voie? Așa? Nu știu. Vedem. Oh, acolo se lucrează în grădină. Ce? Împrăștie balică prin grădină? Am înțeles de la tati că este un fel de îngrășământ. Eu nu s-au pierdut de sat. Eu nu te-am încurcat și a dus tocmai pe partea cealaltă de pod. Și până l-am ajuns, el tot alerga și după aceea nu înțelegea de ce trebuie să-l aducem înapoi. Iată ce face lumea în weekend. Cocpâni. De mult n-am văzut așa ceva. Auziți? De aici se coace pâine, nu glumă. Dar pentru ce facem așa? E vorba aceea în fiecare bordei al său obiceiul. Și cine vrea să guste apă din fântână? Și eu vreau. Mai vrei una? Eu mai vreau. Și la ce oră ați făcut aluată? Înainte de 8. Dar voi vreodată ați văzut cum se coace o pâine pe frunze de varză? Eu pentru prima dată. Eu știu că bunica cocea în tăvi sau în tăvale, cum spunea ea. Dar aici, pe frunze de varză. Matei, ai numărat câte pâini sunt? Sunt 5 pâini. Mari! Și după 2 ore venim și gata pâine. Rozmarin? Da. Da. Și acolo ce-i? Mente? Mmm, ce bine miroase! Da. Hai mănâncă, ai vrut să guști? Hai gust, a luat. Asta e pânică. Nu vreau. De să gust eu. Sărat și bun așa cum îmi place mie. Seara asta puteți să mâncați pâinea asta care i-am făcut. O, neapărat, chiar vrem să o gustăm. Pentru ca să nu murdăresc ca asfaltul când vor merge pe drum. După aceea să umble cineva cu motora după ei. Hai băie! Măturăm pentru a 50-a oară în rulotă. S-au îngrămădit haine extrem de multe care trebuie să le punem la spălat și multe, multe jucării. Le aduc gunoiul, pentru că s-a adunat foarte mult și în portbagaj nu mai încape. De data aceasta mi-am luat și eu transportul hoverboard-ul lui Mircea, dar eu mi-am luat bicicleta lui Matei.
Hai, Mirce, să scoatem pâinea! Deja este gata! Au trecut 2 ore. Oh! Așa este cu mult mai fain! Ui! Acum nu pot filma bine pentru că Melissa mă împinge și eu trebuie să cotesc. Le adunăm pe toate la un loc. Mai strângem pentru că e plină mașina cu de toate. Și acum hai să scoatem pâine din cuptor. Miroase atât de bine. Ce bine arată! Abia aștept să gust pâine. Cu siguranță este absolut delicioasă. Avem deja 2 pâini. Sunt căldute, abia scoase din cuptor. Și fiecare am primit câte o bucățică de pâine. Să gustăm. Delicios. Foarte gustos. Și astăzi la masă vom gusta pe Ingălete pâinea gătită astăzi. Și vor gusta și mame și tati care acum sunt la autorulotă și strâng tot din portbagaj. Și acum hai repede jos să plecăm la autorulotă, în camping. Vine Mircea și cu Melissa. Când am scos pâinea, este același proces. Doar că la noi nu era cu varză și aici scotea pâinea, o bătea cu bățul și după aceea cu răzătoarea. Ah, ce e negru de deasupra. Și câteva care nu sunt arse, bucățele, le dă la pui. Super! Eu vreau să gust pâinea ce trebuie. Am gustat-o și are gust puțin de varză. De varză? Da. Vreau să gust și eu. Abia aștept. Să încărcăm toate mijloacele de transport. Poftim? Wow! Ce sunt astea? Pânica noastră? Da! Yeah! Ce drăguțe sunt! Mulțumim! Ce călduță, uite Ionuț! Eden a luat mami care a rămas. Vai, mami! Poftă bună celor care ne privesc și dacă mâncați. Dar vă imaginați cum va fi pâinea cea mare din cuptor? Nu? E foarte bună. Și ce miros! Pune, asta zici că e un cățeluș pe aici. Animal de companie. Tot plimbă dintr-o parte în altă parte. Hai să numărăm câți căluți avem aici. 1, 2. Ceau, sultanul. Îl vezi? Da. Dar este sistem de... adăpat. Apasă acolo cu botul și vine apa de la robinet. Și bea cât vrea și nu irosește. Salut! Dar voi știați că și caii le place să se joace cu jucării de pluș. Zici că e girafa asta. Dar uite ce freză are! E frumos! Da! Gelbi, am înțeles că mușcă, dacă ești rea cu el. Și acum se curăță de praf. Ați fost vreodată la un salon de coafat cai? Păi, priviți aici! Ia mea, chiar e coafat. Da! Nu doar coafat, dar și masaj! Dar niciodată în viața mea nu am văzut oi cu 4 coarne. Melissa, uite ce am găsit! O casă pentru mine, una pentru tine, una pentru Matei și pentru Ionuț. Și acelea mari pentru Mihaela. Bună idee! De ce a venit pompierii? Ce faci? Nu poți să pe căpăcielul?
Hai să-l rotim așa până încape. Gata! Da, pompieri au venit în camping, dar nu găsim copiii. Unde este Ionuț, a? Unde este Ionuț? A, eu nu-l găseam. Hai să-l căutăm pe Ionuț. A, iată-l unde e. Curăț să fie trandafirii frumoși. Să înflorească iarăși. Mami, uite că al tău ce e. Wow, mulțumesc, Matei. Să le suflăm? Mircea, vină tu bugan și ceară ceva. Bine. Chiar acum vin. Ce anume? Hei! Hei! Lasă că te prind eu. Te prind! Oprește-te! De ce m-ai păcălit? Ne jucăm doar! Bine, hai să ne urcăm pe pânza de pe Iangen. Este cea un căluț care știm că mușcă, dar nu știm care-i. Ei, căluțul! Ei! Mărc în cel mai înalt punct. Aici. Sus. Și văd tot, chiar și caii. Mai puțin rulota. Să prindem pisica mică. Se auzea pe undeva pe aici. Nu cumva pe la găini? Unde este cu mine? La cai? Gata, știu unde este pisica. Tot timpul se ascunde în canale. Nu știu de ce, dar se ascunde. Aici, 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 ești tu, aici ești tu. Oare, cum să prindem? Scrieți metode de a prinde pisici. După colț, după colț, după colț. Ce tu uită la mine? Să uite așa pe o parte la mine. Oh, nu, s-a stervit și s-a dus acolo. Cum să o prindem pe Garfield? Matei, știi unde este Garfield? Încolo. Sau hai să mergem să căutăm poneiul. Da. Hai să mergem. Unde este? La câmp, nu? Hai să mergem repede. Nici acolo, nici aici. Poți o plecați la culcare, Elene. Cred că i-ar fi lene să plece până la culcare, nu? Cred că doar mi-e fix lângă iarbă. În schimb, nu-i lene să mănânce. Cine știe? Poate nu e așa de lenoasă sau lenos, cum credem noi. Motănielul meu! Măi, motănielul! Măi, motănielul! Garfield! Măi, frumosule! Uite! Da, poneiul! După cum v-am zis, toate ziua mănâncă. Oare ce face un cal? Doar mănâncă toată ziua sau stă în graj? Sau se joacă cu jucăriile de pluș? Adică dă-i ceva să mănânce. Nu iarbă. Și ce burtică mică are. Așa, amigul, așa, cu amândouă, ce-am făcut așa, amigul? Voi abia vă puneți de mâncat. Eu deja termin.
Gata? Bravo! Așa se întâmplă de fiecare dată când copiii petrec timpul frumos afară. Toată ziua. Toată ziua. Ce-i asta, Matei? Orez. Orez? Nu vreau. Eu cred că sunt paste. Eu zic că astea sunt un fel de găluște. Sau chiar sunt găluște. Dar mai bine să ne spun abonații. Ce fel de mâncărică este asta? Ce-ai pățit? Nu plânge. Lui Matei i-a intrat o așcă în mână. Și tati vrea să scoată? De fapt, cu acșorul de la undiță, că este foarte ascuțit, este foarte mic și va scoate foarte rapid. Și dezinfectăm cu apă de lavandă. Da. Nu privi aici, bine? Privește în altă parte. Hai, privește în altă parte. Ok. Eu nu s-ați toată ziua a umblat bramura din colo încoace prin toată Mahalaua. Ce ne face? Stai că băieții deja i-am pierdut. Ce se aude? Eu mă ascund, am văzut ursul. Oare urșii se tem de lupi? Matiaș, a apărut în burtică la mami. Uite în această regiune. Tati, tu asta nu poți sta. Ce mișcă, fugiți! Fiți atenți să nu fie o capcană. Și cred că ne-am pierdut aici. Bună dimineața! Suntem în cel mai mare camping pe care l-am vizitat noi vreodată. Hai să strângem gărgiosul. Și în tot campingul suntem doar noi. Wow! Nu știu dacă am mai văzut atât de multe piscine una lângă alta. Asta și vreau să mâncăm afară. Mâncăm, mâncăm. Eu nu-ți are alte planuri. Strângem repede pătrucul și am plecat. Căci avem o oră de mers până la următorul obiectiv al nostru. Da, un ceai de dimineață nu ar încurca. Hai, Ionuț, să alegem haine pentru tine. În vacanța asta de toamnă ai murdărit foarte multe hăinuțe. Hai, dă mânuțele. Prima dată când eu îmi spăl dinții, stând cu fundul pe un viceu. Toată noaptea a plouat. Tocmai de aceea vom pleca la Foișor cu autorulota. Acum trebuie să ștergem pragul și frunzele de pe masă. Sunt multe frunze pe Dana. Chiar și noaptea când dormeam, frunzele se auzeau cum cad din copaci, credeam că plouă. Matei, vezi să nu scape apă pe jos. Se duce apa. Poftiți la masă! Chiurtos! Cine vrea? Eu! Nici nu m-am gândit că anul ăsta încă vom mai mânca afară în aer liber. Am fi vrut foarte mult să trecem și pe la piscină, dar... Câte grade sunt? 12. Dar la vară. Copii, atenție! Astăzi Matiaș, în primul rând el, dar și voi, veți avea o mega surpriză. Ce? În ce cauză, Matiaș? Pentru că Matiaș a apărut în burtică la mami, uite, în această regiune. Și veți afla din ce cauză Matiaș adoră dinozaurii. Ce vrei? Pentru mami. Din păcate, pentru tati nu am găsit. Super. Vrei și tu? I-am luat Mihaeli un coșuc roz. Ce drăguț! Și mie mi-am luat o căciulă cu lup. Ce este? Urs? Ne-am ales lup cu căciulă. Și pentru Mihai Laura. Să vedem acasă cum este. Melisa, ție ce nu-ți place? Bine ce este? Melisa vrea din albul. Mergem acum și luăm un set din ăla care a mai avut ea cu Smile. Hai, iar Mici doar că altă culoare. Mici are gâță în spate. Ce? Da, da. Matei, Ionuț, ia priviți ce aveți aici. Ați fost primiți? Ambii, da? Vă jucați ambii? Felin? Da, le-am bine!
le împărțim în autorulotă, mergem la masă, da? Și Ilie, și mie, și mie. Și Mihaela, și Melisa, și Mircea. Lupchi, urși, iepurașii. Da, au venit în auto. Da, am auzit, au trecut doi vizitatori și au zis, uite voi, doi lupchi. În Republica Moldova, în unele zone, la fel se zice la lupchi. Asta ce e, divore? Da, cum i-a dat seama, am zis că e ursuleț. Vezi, e ta. E lui Ionuț. Oare urșii se tem de lupi? Toate animăluțele pleacă să prindă urși. Să plecăm la zoo? Uite, mergem acolo unde s-a născut YouTube-ul Familia Mirini, unde am făcut primele videouri pe care le-am și postat pe YouTube. Ia să vedem, până ajungem la destinație, să ne scrie în comentarii abonații. Ce filmuleț am făcut noi aici? Eu deja caut. Aici am fost noi să simt, ce am de la omiți? Haideți! Nu, tu rămâi? Noi ne ducem la dinozauri. Împreună, da. Aici, la intrare, am recunoscut o doamnă care ne-a dat hârțile când eram mici. Să vizităm tot traseul. Aici, în loc de pești, erau un schelet mare, cap de dinozaur. Pescuim aici? Dar să spunem și niște dedesubturi la primul vlog al Miriții. Am făcut o greșeală și noi intenționat am și lăsat-o în primul ei nou vlog. A zis chiar de la intrare, ții minte Mirița? Și noi mereu ne râdeam pe seama asta. Și ea singură râdea pe seama asta. Ia să vedem dacă și voi țineți minte cum vorbea Mirița. Stai că băieții deja i-am pierdut, au plecat la dinozauri. Wow! Ce dinoșarpe! Când eram mici, am făcut poză în gura dinozaurului. Te zic minte că Mircea era așa și eu eram acolo jos. A, deja facem schimb. Asta ce e? Topogala voi? Ce e, Luț? Are dinți mari și ascuțiți. Ia vezi. Ce se aude? Ce ne face? Ionuț, ții minte la pescuit când țineai tu asta? Hai vino să ținem, să facem o poză. Ai pescuit un dinozaur. Îi dai un pupic? Nu să mergem. Ce e acolo? Intrăm în gura unui dinozaur? Ce? Suntem în ocean. Ce e asta? Dinozaurul mănâncă peștele? Nu cred. Nu! Nu mănâncă. Nu-i peștișorul, hai să fugim de aici, să nu ne mănânce și pe noi! Ia să vedem cine ghicește, ce? Unde suntem... Ce? Așa era pământul? Și uite noi unde? Aici! Ionuț! Priviți cât de mare era Oceanul Pacific! Și cum arată pământul în zilele noastre? Dinozaur? Eu mă ascund, am văzut ursul! Ce urs? A împretrit uitându-se la noi. Așa arătau dinozaurii din Transilvania. Așa ceva? Această undiță cu siguranță prinde mai bine decât cele de ale noastre. Și ne-a prins tot peștele din baltă. De ce nu mai aveam pește? Să ies din gură! Cât de mare crater a făcut cometa care a distrus toți dinozaurii. Ce e asta? Vulcan! Un vulcan! Este o gaură în vulcan. Vedeți? Puteți să intrăm în el? Hai să intrăm acolo! Mă tem că e foarte fierbinte. Am intrat. Parcă nu mai țin minte ce s-a întâmplat. Ajunge și mai sus de frunze. Când eram mic, am făcut frunze sub acest dinozaur. Și așa, așa e distanța. E vulcan adevărat! Ai văzut? Și pe unde iese, Matei? Nu, cumva nu suntem capi?
De unde ieșiți voi? Tati, tu asta nu poți sta, când am ieșit noi. Am găsit trei dinozauri aici, acela de acolo de parte și ăsta aici. Chiar e mare. Acesta se numește tunelul timpului, pentru că acum poți să mergi liber sub el, dar când voi crește mai mare, nu. Putem să urcăm la etaj? Salut! Salut! Mă duc în parte de cele. Vreodată ați fost la un cinema în aer liber, în pădure, lângă dinozauri. Uite-l acolo! Wow! Privind în ochii acele mari fiare. Un pui nou născut de pasăre, când se naște, e cât mine de mare. Închide și deschide ochii și gura. Acest dinozaur încă funcționează de când eram eu mic? Acest dinozaur seamănă cu mine la dinți. Ce mișcă, fugiți! La toată familia Mirmi le plac dinozaurii. Dar Matei, îndeoseb, îi adoră la maxim. Știi de ce cauză? Pentru că ziua în care noi am vizitat acest complex extrem de mare, extrem de frumos, a apărut Matei. De aceea i-am și pus numele Matei Răzvan de la Râșnov. Eu n-am crescut destul? De ce sunt așa de mic pe lângă acest scaun? Nu mă por... Ca... Mircea, acesta este un scaun pentru dinozauri! Coboară mai jos pentru că vine să te mănânce! Ai toți pe scaun! Ce? Să ne mănânce pe toți, nu? Ce mamă! Hai, Melissa! Hai! Este? Și eu? Suntem pe scaunul dinozaurului. Ce mult îmi place acest fel de leagăn. Hei, veniți încoace! Am găsit o peșteră cu dinozaur. Fiți atenți! Am văzut un leleac. Wow! Ce diamant! Îl vindem? Și este imens! Cine a văzut? Uite că și aici sunt exponate zile de dinozauri și păianjeni și poți să bagi luna. Un dinozaur flămând. Trebuie să mă pun cumva ca să deschidă. Ce? Trebuie să căutăm indicii. Această ușă duce undeva. Cu siguranță. Nu știm unde este. Sau poate... Ciupercuța asta? Sau poate spune simsabim ușă deschide-te! Dar de ce e un pe aici? Probabil... Cineva s-a speriat. Sau este vecinul dinozaurului. Mai este o încăpiere! Da! Ușă deschisă! Peste tot! Important să nu fim blocați! Ușă! Secretă? Da! Duce undeva! Fiți atenți să nu fie o capcană! Da, hai, mi-e bine să mergem. Poate găsim ceva. Poate chiar de la ușa aia. Ieșirea! Yeah! Ce înseamnă asta? Un om cu un arc? Ionuț, urcă pe arcă! Bine ați venit pe arca dinozaurilor. Eu urc la etaj să văd cum arată și acolo. Ne-am luat vin de iceberg. Trebuie să ne scufundăm! Începem să ne scufundăm! Hai să scoatem mărcile de salvare! Repede! Matei! Așteaptă-mă, vin și eu! Arca se scufundă! Eu deja am scăpat! Cu barca!
Wow! Ia să văd și eu! Eu sunt urs! Asta ce înseamnă? Că noi cât de vechi suntem? Eu la fel sunt urs! Kangurul este cel mai nou, pinguinul! Și cel mai vechi, dinozaurul! Iar cine are mai mult de 1,80 m este gal! Adică mami și tati? Ce veceu fain! Wow! Această toată insignă este făcută din Lego! Doar că aici este în loc din negru cu portocalii! Să mai aproape să vă intrați! Lego adevărat! Alimentăm autorlota și imediat ne alimentăm și noi. Toți au flămânzit. Și GPL, și motorile, și tot ce vrei, mami. Prima experiență. Vă vedem așa. O mică oprire să mâncăm ceva. Da, un mic popas mult așteptat. Eu știu că vrei turte dulci, dar după mâncarea copioasă de pe masă. Poftă bune! Mulțumim! Noi plecăm la magazin să cumpărăm câte ceva. Dar noi cu Ionuș și mâncăm în mașină dulciuri. Totul la gunoi și acum plecăm la magazin să cumpărăm ceva pentru rulotă. Pentru că ni s-au terminat toate proviziile. Vom lua apă, ceai, nu chiar toate. Ceva dulce, curcunițe din lemn. Mai spune toți secrete. Hai că vedem ce găsim. Ok. Ion, dar eu am izibil. Am găsit paste din care am gustat foarte rar când eram mai mici. Sunt figa din astea, care nu sunt chiar sănătoase, dar nouă ne plac. Prima dată cred că am mâncat în avion de drum ca să luăm mob, când aveam vreo 3 ani, 2, și furculițe. Și farfurii. Și pahare. Pahare? Băieți, dar de ce cauză nu ați mâncat dulciurile voastre? Am așteptat pe Melissa și mergea. Și uite, Matei, chiar acum vin deja. Deschide-le ușa. Și am plecat doar după șervețele și tacâmuri. Ceva au scăpat pe jos. S-a rupt pe o plasă. Te deschide ușa. Bună seara în casa noastră. Salut! Unde sunt toate turtele? Am luat tacâmuri, apă și aha, am ajuns acasă și doar 10 farfurii de unică folosință. Am ajuns la un alt camping, dar poarta este închisă. Eu sper campingul să nu fie altul cu aceeași denumire. Hai că mai e o intrare. Și asta e încuiată. Și asta e încuiată, mami. Mami, au găsit o sărnărie. Am îndrăznit noi să deschidem poarta și am luat cu noi și niște cârnăciori pentru că sunt 3 câini și un dulău se aude acolo foarte mare. Ți-au dat pace. Mami, nu s-au plecat, dar eu zic să nu le dăm noroc. Pace la proprietar și se întrebă unde să parcăm rulota. Că nu știu. Am ajuns într-un camping. Super mare. Extrem de mare. Și cred că ne-am pierdut pe aici. Și așteptăm să vină proprietare. Până una alta ne cuplăm la energie electrică și ne pregătim de somnic. Iar seara, înainte de culcare, mâncăm desert. Turtă dulce! Ionuț, hai că e ora de culcare. Trebuie să ne schimbăm. Îmbracă pijamaua, ca și toți. Eu m-am îmbrăcat, Mircea s-a îmbrăcat, Matei se îmbracă. Ce bine este rulotă, călduț, este seară, citesc. Ionuț, vină! Uite, asta e o fantomă. Ionuț, azi toată ziua a umblat bramura din colo încoace prin toată Mahalaua. Ba la fete, ba la băieți, ba la pescari! Vă mai mintiți furtuna care a suflat totul din curtea noastră? Și apropo și steagul nostru, noi credeam că a zburat departe. Toate, dar ce se întâmplă? Rulota o ia razna! O furtună enormă, mami, afară! Este ultima zi
de vacanță. Oh, iar începe școala. Foarte curând este ziua Mihaelei. În 5 minute pornim la drum. S-a terminat apa în autorulota noastră și mergem să ne alimentăm. E foarte aproape de camping. Elisa, ce faci? Temele! Eu am fost în interior și am văzut cam care va fi micul dejun. Copiii vor fi încântați. Ce credeți? Ce va fi la micul dejun? Lapte cu cereale? Eu cred că broccoli. Tati, minte. De dimineață broccoli? Nu cred. Eu zic că brânză de oi cu pâine cu unt. Ce-mi place mie? Mami, eu am spus că ce le place copiilor, nu ție. Oh, ok. Mâncare. Vor fi cu siguranță toți încântați. Eu fac temele și Mircea se joacă în faza mea cu mingea. E frumos. Dar pisicile se chinuie să mănânce peștele. Plouă, plouă! Peștele e gata, pastele sunt gata. Hai să mergem în rulotă. Ți usucă? Cum ați mâncat voi cu bețișoarele astea? Cu talent! Și apropo, la cine au mai fost furtuni și plouă? Și în ce localități? Să ne scrieți în comentarii! Aici la noi așa, a fost ok toată vacanța. Da, o oră plouă, o oră este soare, în altă oră este prea cald și în cealaltă prea frig. Am avut o vacanță foarte frumoasă, minunată, pentru că am petrecut-o în România. Ionut, ține! Pa, paste! Poftă bună! Mulțumim! Cea mai mare masă, cea mai mare casă și cea mai tare vacanță! Acolo e calul! Și acum vreau să desfac un pic din ăsta ud. Nu știu dacă va merge, dar... merge. Și acum hai să încercăm pe una uscată. Am văzut că ar trebui să fac așa mult puf. Și... funcționează! Nu vă imaginați aici câte râme sunt! Toată această terasă! Eu am venit la rulotă să-mi fac temele și am văzut că pisica mănâncă un șoarece. Cât de atentă poți să fii! Eu n-am văzut pe aici nici măcar un șoricel. Tata, l-ai mâncat? Și s-a împărțit și cu tine! Și acum mâncărică și pentru pisicuțe! Niciuna nu vrea să mănânce! Hai că merge! Ce mâncați voi? 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 Într-o minută am reușit să le aducem aici. În 5 minute? Și cred că când vom veni înapoi vor fi grase așa cu burtică. Deja ați devorat peștele! Acum vrem să încercăm să mergem la un atelier, deci din restaurant, să facem niște păpuși din porumb, din coaja aia de porumb. Ne luăm umbrelele și pornim! Poftim, asta e a ta! Și țin minte cum îmi povestea mami și tati că ei când erau mici nu aveau jucării și își făceau păpuși din porumb. Așa că vom face și noi acum, sperăm că vom face. Da, chiar și în Chicova, noi aveam foarte multe jucării. O ladă plină și ne făceam din iarbă. Da, țin minte! Făceam omuleț din iarbă. Lăsăm la uscătărie să se usuce și plecăm mai departe să vedem dacă putem cosi ceva. Chiar și caii mai stau afară. Poneiul mănâncă toată ziua. Vai, ce drăguț arată! Poate care e preferata ta? Eu zic că toate. Asta e cel mai drăguț. Și sunt și fetițe și băieți. Facem o poză cu ele și le arătăm și lui mame și lui tati. Mami și mama!
ce zboară? Umbrela? Unde pune eu? Acum, la lancă. Și e ultima noastră cină în această vacanță de toamnă. În camping. Eu decis ce este asta. Mama Nică. Bună dimineața. Este ultima zi de vacanță. Eu mă întristez, cred că, mai tare decât copiii noștri. Mi-a plăcut vacanța aceasta. Strângem cortul. Noi deja am strâns tot din autorulotă, Ionuț încă se îmbracă și vom merge la ultimul mic dejun din această vacanță. Matei a vrut să zică vorba cânticului. Of, iar începe școala. Ce-ai pățit, Ionuț? Toți vermișorii și toate râmile pe care le găsește, le pune în casă, în bucătărie. Ori în frigider, ori în farfurii. Și-a găsit aici o zânzanie mare. Acum și mai nou, deja și Limax. Nu cumva ai pus în gură, Ionuț. Ce înghicește chiar acum să scrie în comentarii ce mâncare delicioasă se află în această farfurie. Ia să vedem câți dintre voi și-o dați seama. Salată cu vinete și ciuperci? Sos de ciuperci? Zacuscă din vinete. Iată acum, fiți atenți. Piftie! Dar asta oare este scorțișoară sau boia de ardei dulce? Dar vă arătăm la casă ce avem noi aici, în pungă. Tati, ați plecat cu mine. Și am pornit la drum! Vom mai reveni aici? Da! Pa, pa. Parcă mâine plecăm la școală! Și la muncă! Și la muncă, și la școală, și la grădii! Of, iar începe școala! Apropo, Matei cu Ionuț au zis că le este dor de colegii lor și de educator. Dar haideți acum să încercăm să găsim niște cerbi și căprioare. Sau doar noaptea îi găsim pe aici? De dimineață, nu prea cred, tati. Mami, la ei deja este amiază. Câte lână, câte brânză acolo, mami. Bastioanele, turnurile. Pentru prima dată când trecem prin Sighișoara și nu intrăm în cetate. Scuze, dar ne grăbim acasă. Cine vrea măr? Dar nu știu dacă am pentru toți. Haideți că verificăm. De care vreți? Roșii? Albe, verzi? Albe. Albe. N-am gustat niciodată albe. Eu vreau verzi. Eu vreau albastre. Uite, așa și mănânc bombar. Ia să vedem cum mănânci tu para. Mereu pentru voi. Mami, cât e de aproape un geniu? Poate trecem în ei. Eu zic că în inima Ardealului. Cei de la Ungheni din Republica Moldova, salutări, și cei de la Ungheni din România, salutări. Tati, dar ce se întâmplă? Rulota o ia prazna! Unde ne ducem? Mami, cam toate mașinile umblă la fel ca și noi. Așa, în zigzag. E un vânt enorm, o furtună enormă, mami, afară. Nici nu mă îndoiam că în Bihor plouă. Da, revenim acasă. Da? Cum e afară, tati? E un vânt, mami, că îmi schimb poziția. Mă suflă pe tare acolo. Salut! Cu rulota te luăm cu noi! Mergi? Unde? Unde vrei? Rulota. Undeva unde se pot asculta manele. Vezi ce credi că ai făcut următorul? Suntem în trenul. Nu am ieșit de până aici. Și am ajuns acasă. Salut, aici! Da, a plouat. Micuța. Micuța. Drăguța. Gogoașa. E foarte bun. Poftă bună! Mulțumim!
afară, dar ce zici? Să prelungim vacanța noastră. Copiii merg la școală, dar noi, cu cei mici, să ne mai plimbăm un pic. Așteptăm să se trezească Mihaela. O îmbarcăm în autorulotă și am plecat la drum. Și eu? Cât de bine și cald era în camping. Poate ne mutăm acolo? Vine iarna, tate. Și de aici trebuie să strângem. Și de aici. Hai, vină la noi, mami, repede! Vin! Salut! Vin la mami! Hai, vino! Mergem cu ruluta! Ui, cucoșa! Cucoșica! Mergi să probăm căciulița. Ai văzut-o? N-am văzut-o! Hai să probăm! Ai prins pește și Mihaela a prins pește. Ia uite, Mihaela! Ce hăinuță! Hai să încercăm să îmbrăcăm. Uite așa. Wow, ce frumoase! Așa. Și putem merge cu rulota. Putem merge cu rulota. Și la porunul? Da. Și stai că nu e tot. Uite aici. Ia. Tu-s. Ia uite. Căluțu. Wow. Ia-te la ea. Și uite, un elicopter a venit la tine. Trrr. Și aici e Mihaela. Zboară cu avionul. Plecăm cu Mihaela. Cu rulota. Tropa, tropa, papa. Ce e asta? Mașina? Rulota? Adie, mănământru. Hai. Albă. Albă, da, e astea autorulota albă. Cu familia mea nimic. Înăuntru, Matei, vină cu noi! Iată așa! Îți fie ghid! Îți place? Ia să luăm loc așa aici. Poc! Iată așa, uite, multe jucării. Mergi cu noi! Ce frumoasă ești cu această căciuliță! Așa, aici e cald deja. Hai caută aici, care mașinuță îți place ție cel mai mult? Care vrei? Roșie, verde, albastră? Super, mi-am decorat oglinda. Zici că e un tablou. O iau pe Mihaela în pătul. Bravo! Dar tu ești descurcăreață. Așa! Bravo, Mihaela! Așa! Așa, încă un pic, încă un pic! Și încă un pic, sus acolo, la Matei! Hai! Bravo, și ia urcă acolo! Ultima! Ei, bravo! Mami, Mihaela se descurcă foarte bine! Super! Salut! Și aici a pus. Dacă era oglinda puțin mai mică, avea să fie mai bine, mai reușit. Dar e ok și așa. În 5 minute pornim la drum! Da, Miha? Da. Și cine acolo zicea că nu avem apă? Ia uite, tati, cât apă am găsit eu aici. Acolo este o găurică la pat și copiii au colecționat. Da, Melissa și Mircea. Gata, Mihaela, i-a trecut supărarea. Dar Go Camper ne-a promis că data viitoare ne organizează o rulotă, o autorulotă cu 7 locuri omologate. Deci vom putea să mergem cu toată, cu toată familia noastră în călătorie. Bine zici, tate. Uite cum se joacă împreună. Data viitoare, Mihaela, fără tine nu plecăm nicăieri. A crescut mare fata. Yeee! Sus, fata! Gata, hainele Mihaelei pe umerașe. Mihaela, pornim în călătorie. Eu pun pijamale lui Mihaela. Foarte curând este ziua Mihaelei. Iată, cine votează acum în comentarii ca să petrecem ziua Mihaelei în autorulotă. Și totul în culoarea roz. Și să scriem toți la mulți ani. Dar hai, mami, să povestim și despre părțile negative ale campingului. Ce să povestim? Hai mai bine să arătăm. Dar ce să arătăm, mami, că se vede și așa. Bolfele și burta. De fapt, este o problemă a campingurilor. Am văzut la unul și am zis că e foarte faină idee. Avea sală de forță.
Ar fi bine să mai alergăm și când suntem în camping. Mai luăm o bicicletă data viitoare. Da, campingul e camping, dar hainele trebuie curățate. Și apropo, tate, ale copiilor sunt cele mai murdare. Vorba aceea, unde-i văzut tu babă frumoasă și copil cu minte? Și pasele care rămas din vacanță le mâncăm. Cum? Așa gătite din vacanță s-au păstrat? Tocmai peste o săptămână le mâncăm? Hai, faci glume. Ia, fiert acum. Și aici este cârnița care am păstrat-o în congelatorul autorulotei. Așa fiartă, mami? Nu, tate, crudă. Deci e hrișcă. Hrișcă la cuptor? Vă mai mintiți furtuna care a suflat totul din curtea noastră? Și sera Melisei. Și căsuța și... Căsuța lui Ice. Și apropo și steagul nostru. Noi credeam că a zburat departe. Dar, mami, cea mai mare pierdere, cea mai mare pagubă pe care am avut-o noi, am pierdut drapelul. A zburat drapelul. La propriu a zburat. Cine-și mai amintește, el era acolo pe balcon. Acum nu-i. A dispărut. Dar am o idee. Să ne uităm pe camerele de supraveghere. Când a zburat. Dar el era... era vecin. Sunt nostru. Copacul era cu frunze. Și nu l-am observat. Nu am observat. Dar uite acum, când am venit toamna... Și cum să-l luăm de acolo? Așteptăm să vină vecinul și îl rugăm frumos să ne dea steagul. Să vă punem la mine înapoi. Tati, dar oare este întreg? Așa, la prima vedere, parcă e ok. Da, parcă era ok. Și unde plecăm? Mai întâi întrebați ce mâncați, după ce vă spunem unde plecăm. Oho, cât de mult! Mulțumim! Și călduți! Noi vă dorim poftă bună și priviți! Părul niciodată nu a încălecat încă peste urechile mele. Acum am făcut-o. Ionuț! Spune-ți cum se numește acest pește mânaz, dar acesta... Băieții singuri la salon, Melisa își face temele... În mașină. Iar noi la shopping. Pentru Melisa vrem să-i facem transfer de telefon. Ceas! Băieții sunt la frezărie, iar eu fac temele pentru acasă. Gata, mi-am făcut tema la STEM și acum vreau să-mi fac o schiță pentru un desen cu care voi participa la un concurs de desen. Am terminat! După materii urmez și tati și mami și Melisa au plecat. Oare vor să ne cumpere ceva bunișor, dulce? Vai, Ionuț! Unde mergi? La nuntă? Sau la serbare de la grădiniță? Ia să vedem! Uaa, ce frumos ești! Yeah. Vedem imediat cum este și Matei! O să moară fetele după el! Să întreb Matei dacă este undeva vreun magazin unde putem să vindem blănița. Să facem și niște părăle. Deci noi plătim ca să ne ia părul. Da, complicat cu încălțămintea pentru grădiniță. Până găsim, până probăm. Matei, ți-ai găsit?
Da, Matei, primul. Și-a luat, ăștia am zis că-i place. O să mai am. Da. Păcat că nu-i mai cu noi și Mihaela. Și-ar fi ales și ea de trebuie. Uite acolo sus. Mihaela are nevoie de încălțăminte, nu de agrafe. Bine că ai venit pe noapte. E bine? Da. Wow, ce păr lung! Îți place? Aici. Gata, mai. Nu mai am să fim iarăși stăm. Da, da. Pa, Matei, mersi! Pa, pa, mulțumesc și eu. Pa, pa, Matei! Mami, cum sunt pantalonii aceștia? Scurți. Nu sunt scurți. Ia întoarce-te. Vouă vă place?